O profesoară din județul Hunedoara se află pe lista finaliștilor în cadrul galei Profesorul Anului din mediul rural. Este vorba de profesoara Lazar Emilia de la Școala Gimnazială Romos. Dascălul hunedorean este înscris în categoria profesor debutant. Cu excepția Emiliei Lazar, niciun alt cadru didactic din județul Hunedoara nu figurează în lista respectivă. Anunțul privind Profesorul Anului în mediul rural este programat pentru data de 15 februarie, însă Teach for Romania dezvăluie acum cei 22 de finaliști. Selecția acestora s-a desfășurat în cadrul a 7 categorii cu participanți provenind din școli din 15 județe. Conform organizatorilor, au existat 518 propuneri pentru cadre didactice, iar în prima etapă a jurizării au fost implicați 80 de profesori, alumni și membri ai echipei Teach for Romania. În etapa finală de jurizare au fost cooptați 38 de specialiști în diverse domenii, inclusiv societatea civilă, experți în educație, reprezentanți ai mediului de afaceri, elevi, parteneri instituționali și media. Nominalizările pentru acest eveniment au fost deschise pentru elevi, părinți, alte cadre didactice, directori, inspectori școlari, precum și reprezentanții entităților active în domeniul educațional. În prezent, candidaturile finaliste se află în procesul de documentare pe teren pentru a verifica autenticitatea informațiilor furnizate.